Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pest Simulator 99 cu continuarea de la Dino Tycoon. Avem fix aici Dino Lab Tycoon, da? Update-ul de astăzi este fix așa. Dino Lab Tycoon, avem aici imaginea pe care noi comunitatea am ales, o arată destul de drăguț și avem Tycoon World, Expand Your Island, adică practic insula ta devine mai mare, avem noi ouă de Dino, peturi noi de Dino, Limited Huge de Dino, avem Event Work Dino Island, Dino Tycoon, trebuie să dai o grămadă de tycoon de data aceasta, Secret Lab, Labs Keycard, Meteor, Meteor Gift, exclusive, Dino Lab Pack, exclusiv Boots, da? Avem fix aici la chestii, ne uităm mai jos, mai avem și aici niște Meteor Gift în care deschidem și noi să de dacă pică ceva. Meteorii îl găsești pe hartă câteodată, da? Aici nu mi-a picat nici absolut nimic, dar dacă mă duc înăuntru, aici este toată faza când începe, da? Au schimbat chestia asta de aici, vezi? Acum era pe partea dreaptă, dar acum e pe partea stângă cu huge chance machine. Dar atunci când te spaunezi, da? Ai fix aici rebirth pe care tu trebuie să-l cumperi. Noi acum putem da rebirth, dar dăm la final. Pentru că după ce dai rebirth, după ce completezi 100% și dai rebirth, trebuie să faci asta în continuu de 15 ori, da? De 5 ori trebuie să faci asta și de fiecare dată o de la capăt și șansa mai mare e pentru huge. Și șansa mai, mai mare la cu o coin, să primești mai mulți bani, știi? Încep de aici și -ai cu nu așa, da? Prima zonă e zona asta unde ai breakable-urile, oul și unde ai uh, secret lab ca să ai șansă la huge. Mă duc aici, am și o de asta. De unde e chestia asta? Da, yes. De unde e chestia asta? Imediat vă arăt. Hai să destruc și eu asta aici. kick ardu de unde îl iei? Vă arăt imediat, da? După ce luați partea asta, gen prima parte sau doar insula și cumpărați aici tot, puteți să vă duceți fix aici, da? Vă duceți puțin mai în față și uite fix acolo să arată chest cooldown 3 minute. O să mergeți și noi după în 3 minute când o să ne apare, da? Prima parte o avem fix aici unde avem ăsta breakable să luăm oul. După o să ne ducem în partea a doua unde avem fix aici partea a doua care este practic o cușcă pentru dinozauri și avem Ticket lab, dacă ai Gilbert 3, ai șansă de 25% mai mult pentru Shuge. După aici avem oul ăsta în care iei mai multe peturi mai bune decât petul anterior. Mă duc aici în față unde avem a treia zonă de breakables, unde e mai multe breakables și mai multe chestii, plus nouul loc care îți dă mai bune, plus avem fix aici live dino monitoring, adică vedem aici unde sunt monitorizați dinozaurii, avem aici dinozauri, dar avem și Ohio Sigma Riz, asta este tot update-ul. Ohio Rick Riz, nu pot să cred. Avem aici, dacă ai Rebirth, 8, 50% șansă mai mare să iei huge, te faci Rebirth în continuu. Și aici ultima zonă, nu? Nu aici ultima zonă, ba da. Aici este ultima zonă, dacă ai Rebirth 15, ai șansă de 100% la huge. Și uite, Meteoritul, fix în fața noastră s-a respawnat. Te duci la Meteorit și de aici ai șansă la cadou, gen șansa de cadou e carantată, da? Meteor Gift. Dar de aici ai șansă de... Și aici ai șansa de huge, o șansă foarte mică, dar dacă pică de la meteor, o să costă extrem de mult, mai ales acum că la început de update. Aici avem și noi hype gurile pe care o să luăm imediat, 30, o să deschid și eu imediat 8 ca de fiecare dată la update, să vedem dacă pică vreodată la un moment dat huge sau titanic. Până acum n-a picat niciun huge, da? Deschid 8 de fiecare dată, că poate, poate la un moment dat am și un noroc de un huge. Sau dacă am noroc când de ajuns de Titanic Îți dai seama dacă mi-a un Titanic de genul Wow și Rainbow Shiny Îți dai seama dacă pică un Rainbow Shiny Titanic de genul Poți să cumpăr 30 de Titanicuri Cel puțin 30 de Titanicuri Ori 7 milioane Prea multe milioane Mă duc fix aici și vedem acum ce se întâmplă. Uite, am luat doar din păcate sau măcar am luat Meteor Gift, știi, din păcate. Aici e ultima zonă unde pui peturile, nu trebuie neapărat autofarmul, că o fix aici și poți să deschizi și să uite, vezi, fără autofarm, mă duc aici, deschid și tot peturile mele farmează, știi? Aici e cel mai bun nou unde poți să iei ultimul șiuge ăsta Dino, plus ultimele peturi cele mai bune și tot așa. Momentan peturile noastre cele mai bune sunt fix ăsta de 31.8 milioane. Ăsta care este normal haidea hai de -a ultimul pet care ai costă 17 milioane, dar nimeni nu o să le cumpere. Și chestii de genul, știi? Dacă e să stau aici la Autofarm, mă duc puțin mai în față. Am fix aici Secret Lab, nu prea contează. Mă duc și aici să vedem ce nu prea contează. Dar avem asta la final, da? Cam asta e fi toată zona. Aici ai Rebirth to 10, nu știu ce. Dar acum, nu știu dacă să mă duc acum sau după, dar trebuie să vedem acolo în 4 -6 de secunde și până se face aia, dăm și noi Rebirth în sfârșit. Dăm primul nostru Rebirth, taicuna asta e prima dată când ieși și vedem ce se întâmplă. Prima și prima dată când dăm Rebirth. O să vedem acum ce se întâmplă și ne ascendăm în sus. Și acum trebuie să iei jocul de la capă, gen, de la capă de tot, dar peturile îmi rămân, nu? Peturile sunt cele mai bune, da. Uite, peturile rămân, deci o să fie super ușor. Iau asta pe gratis mă duc aici, stau puțin, dau și o 250 aici, că se face mult mai ușor. Nu știu dacă am astea bune, stai puțin. Da, le-am lea bune, dar acum vreau să le schimb. Un loadout bun ar fi acesta, știu, un loadout bun. Dacă ai fi pentru chestul ăla, da, o să vă arăt imediat acestu. O să mergem și noi până acolo, o să durează de la 10 secunde. Și acolo chestul e în mirșor, da, în cu insulei. Acolo găsești chestul și dacă îl distrugi, primești kick ul Dă-lea de să deschizi pentru șuși, da? Zice aici, dino chest. A massive chest has spawned in the middle of the ocean. Asta practic e oceanul din mijloc, știi? O să mergem puțin. Ai fi fost mișto dacă ai făcut niște obstacole să te poți duce cu acel jeschi. Ne ducem fix aici, punem autofarmul. Ceva un lot, dar de ce nu ar fi cel mai bun, știi? Avem chest breaker-uri împreună cu tap, power criticală și explozibil. Dacă ai 5, dacă ai 6 sau mai multe, mai vezi și tu voi ce puneți pe aici, știi? Și deza deci, da, 150 din 175, practic 25 de milioane imediat. Vezi că câteodată mai dau 35 de milioane, 35 de milioane punctul albastru, știi? Imediat lăsăm și noi aici să se facă. Și am ribărt în stânga, uitați ce zice. Boost Dino Coins la 20%. Am și pe tu mai puternice și pot să fac Tycoon-ul mai rapid, dar am și boost de Coins dacă dai Reward. Chestia asta e genială. Deja am distrus 75 de bilioane. Din păcate nu primești Dino Coins de la acestul ăsta. Eu n-am primit prima dată și nici a doua dată, dar acum văd dacă primesc a treia dată, știi? Planul momentan e ok, master e ok, chestia asta economy a primit nerf din fericire sau din păcate pentru unii că au făcut. A primit nerf, dacă e să te duci acum să cumperi, nu mai poți face 95, poate face și noi gift mastery la maxim ca să iau și o 20% șanse mai mare la Charmstone din aceste minunate ce am și o să deschid la un moment dat o să deschid foarte curând vreo 5.000 6.000 7.000 nu știu când am de deschis dar o să deschidem ăsta 35.000 foarte bine o să mai deschid la un moment dat adică am 200 de milioane aici dacă am nevoie de gemuri știi dar nu am și aici am vreo 70 de milioane de mai, nici nu mai zic aici are de 90 de milioane. Așa că distrugem ăsta imediat și acum primim nici măcar un ban dar uite ce primim dacă e să ne zicem am primit nu arată exact dar nu știu dacă am primit că nu primești mereu știi. Dar trebuie să primesc keycard-ul de alea, noi. Te-am primit două. Cred că de fiecare dată primești două. Și acum mă duc la FOM, FOM auzi. Scrieți în comentarii. Neapărat acum FOM, Scrieți în comentarii dacă ați nu spun aici. Cumpărăm toate ăsta și după stai. Cam asta ar fi toată faza. Știm nu e prea mult de făcut. Că update-ul ăsta poți să-l faci în continuu și în continuu. Ce scul cool de anul de 15 minute. Și aici trebuie să faci asta în continuu și lăsăm-le acolo. Stai să pun și o loadout-ul corect. Că trebuie aici să ai loadout de coins. Și să scot astea, să mai pun încă una de coins, stai puțin, pun, unde, super lining, nu, am nevoie să mai pun încă una de coins. Mai pun încă una de damage, că trebuie să ai damage, un gen happy pets. mega să am frutii, că frutii e prea bună dacă ai 99 mastery. Și mai pun încă una de criticală, ca să dau criticală. După te duci aici, apui pe e Bine, asta nu mai ai șanse de ce să mai iei la o ăsta, știi? Nu mai e cam atât de cum a fost. După mă duc mai în față și după trebuie să completez obiul din nou și din nou și din nou de fiecare dată ca să ai rebirth. Chestia asta nu prea merită, sincer nu știu de ce ai sta aici, decât dacă îți farmezi la ultimul low, să vezi cum e. Eu o să stau doar în seara asta să farmez și mâine cu siguranță nu o să mai mă stau, știi, că o să-ți normal. obi ăsta și tai ăsta nu e pentru mine, că mi îmi place să stau AFK, nu trebuie să joc aici, nu-i nicio problemă pentru mine sau pentru restul care nu poate să joace. Și cam asta e fi toată faza, știi? Trebuie să faci tai din nou, nu-i nicio problemă dacă vrei să faci tai din nou. E foarte, foarte, foarte simplu. Asta e cam fi toată faza, știi? Desc nu mai ai și bani acum și mă duc înapoi și stau la bani. Cam asta a fost totobiu înțelegeți voi ce trebuie să faceți. Mai e și pe aici, gen, mai e asta cu Dino la Pack, dar atâta, altceva nu prea mai e pe shop. Sper că ați înțeles și ne vedem data. Ba, ah, bine, mai sunt și buturile astea, e prima dată când apar buturile aici, wow. 400, ăsta costă mai mult decât ăsta, XT. 286 de milioane, nu pot să cred că ăsta la 200 costă atât de mult, dar e mișto ăsta, oricum e mișto. Sper că ați înțeles și ne vedem data viitoare. Uite, asta e pentru tine, lămâie, dacă te la episod, acum e pentru tine, limone, stai. Și salutare!